Mai zi-o la tu cine ești? Sunt banditul terorii. Eric, îmi pare rău. Mai mă controlez mult. Trebuie să-ți iau totul. Și cam gata, am terminat. Wow, ce frumos e pe aici. Calculatoare, ce vrei să fac eu aici? Dacă am niște două calculatoare. Buia. Nu funcționează, omule. Nu funcționează. Ce pot face? Trebuie un plan de scăpare. Hai să mă gândesc la clișee de... M-am uitat. Nu mai contează. Hai să ne uităm după o armă. Presim că pe aici trebuie să fie o armă. Din aia ascunsă. Pentru urgențe. Hai să vedem. Gura, am zis. Aici nu e? Aici nu este nimic. Hai să ne în posterul ăsta. Uite că am găsit o armă. Ok, hai că am scăpat de el. Hai jos. Oh, oleu! Da, se ia o armă. De data asta mai era cineva aici, nu știam, cred că nu l-a. Cred că am văzut pe ăla așa, puțin jos. Gata, am luat armă. I-am luat și niște gloanțe, am puține totuși. Deci șterg lumina. Deci ăsta e sting lumina. Hai să mergem aici. Aici, un soldat, să-i trag în el cap, că doar cu un glonț, cu câteva glonțuri, cred că are armură anti-glonț și cred că pot să-i dau în cap, așa. Mai un aici cineva să mă vadă. N-am ce să-i fac, trebuie să merg full stealth. Trebuie să merg pe ăla de jos. Apoi să merg pe ăla la spate, să-l iau. Hai. Ca să nu o să iau. Hai înăuntru înapoi, că nu cred. Așa. Așa. Hai să se uita. Dar încă ăla de sus nu se uită. Unde e? A plecat. Nu contează. Hai, putem să scăpăm mai repede. Să nu mai văd ăsta de sus de aici. Pot să fac asta. Mori. Așa, am scăpat. Jos. Hai jos. Așa, am scăpat. Cred că am o mașină aici care poate să fie condusă. Hai să vedem. Uite-o. De aici mașina. Cred că mai țin minte să conduc. Așa. Aici mașina. Ce are? Mai contează, merg pe jos. Hai să ajung acasă, să-mi iau lucrurile, cred că mai zbaniți acolo. Merg în cetișor ca să mă vadă. Mai am arma asta, trebuie să fac niște gloanțe, am două arme. Cred că și ăla are o armă bună, cine acolo. Stau pe aici. Să văd locul, să văd dacă cineva. Dau lumina off. Uite pe aici. Sunt slabă zi aia, cred că o să poată să mă ajute. Ai, cred că e. Un bandit.
Cred că cineva a intrat în tankul ăla, l-am văzut. Hai. Mâinile sus. Tu ești? Cum ai scăpat? Adică, salut, Eddie. Ești cam suspicios acolo. Că mi-ai dat una pe caschetă azi noapte. Am dreptate? A fost altcineva. Am văzut, cred că e pe tine, cred că tu n-ai făcut nimic ca să-l observ pe acel cineva, nu? Uite, Eddie, îmi pare rău, doar nu trage. De ce să nu trag? Simt de ce? Ai putea să repeți asta. Să repet. Ce-a fost sunetul ăla? Ha? Cine ești tu? Nimic. A plecat. Unde? Cum a reușit să scape? Hai să facem o chestie, să plec să mă mut la altă. Mea, care e cam pe aici de mult timp. Gata, am schimbat. Bine, hai să plec. Eu la arma. A mea, frumoasă arma mea. Și hai să plec. Eu am început să plouă. Cred că n-am blanț pentru asta. Pentru că cred că o să plăsesc asta. Nu se găsește baterii. Că arma asta folosește pe... E folosită pe baterii, trage cu electricitate. O fel. Trage cu... Și pe bateria electricitate. Aia se temește. Și... Bună! Bună ziua! Aș vrea să-l vizitez pe primarul acestui loc. Dacă se poate. Fără arme, puteți să le luați dacă vreți. Puteți să le luați dacă vreți armele. Dar vreau să-l vizitez pe primar. Poftiți. Da, puteți să mi le dați. Da, am dat. Puteți intra. Mulțumesc. Este primarul. E model, nu? Dumneavoastră sunteți primarul? Acestui oraș. Poftim? Eu sunt primarul acestui oraș. Oh, bine. Cu ce aș putea să te... Am aflat așa printr-o sursă că îl căutați pe Adi, nu știu cum, nu mai știu cum îl cheamă, dar Adi îl chema. Am dreptate? Îl căutăm și dacă e, ați putea să ne-am ajutat și dumneavoastră. Da, asta vreau să spun, că vreau să vă ajut. Adi a fost un prieten bun în copilărie și... și de data asta m-a trădat și eu, mie nu plac trădările, sunt nașpa, să le spunem. Nu o să vă trădesc cu nimic, doar vreau să-l capturăm și să am ocazia să-l omor. E unul de-al nostru. E mut? Nu vă supărați, pot să întreb dacă mai sunt locuri la hotel? Dorește să vină un prieten al meu. Bine. E mut? Da. Bine că știu... Bine că știu cum să vorbesc în
În limbaj. Limbaj din ăsta pentru muți. Deci, când ar trebui să mergi? Orice timp când puteți. Ar fi un timp preferabil? Poftim? La noapte. Da. Ar fi un timp. Acum, important este timp. Că nu știm... A spus că vreți să... Aș vrea să stăm la un hotelul ăsta. Da. Dacă vreți, pot să vă ajut. Bine, să vii. Eu pot să mă ajut pe mine să-mi găsesc loc ca să stau la noapte. Casa mea a fost raid. Termenul de a fura a fost furat, am luat ce am putut. Da. Multe. Da, deci o să stau la hotelul ăsta, poate. O să-mi pun armele acolo, pentru că am prioritatea. Nu o să vă trădesc. Deci, e hotărât. Hai până să facem noapte. Da. Da. Să facem noapte, o să mă pregătesc. O mă duc să trag un pui de somn. Hai să îmi aleg. Îmi aleg hainele. Nu, hai să mă ocupat. Până merg eu în misiune. S-a făcut noapte, s-a făcut. Hai să mă pregătesc hainele. Nu, încă trebuie să-mi pregătesc hainele. De început. După niște arme. Poți să ieși un pic din cameră că mi-invazi locul meu spațios. Hai să mă schimb. Gata, m-am schimbat. Hai să merg. Bună? Ești gata pentru acest top? Ești gata? Da, o să mă duc să-mi iau armele. Poți să spui și mie de unde se iau armele? Că nu știu. Poftim? Unde găsesc arme? Așa mai stealth. Știi cum zic? Ori. O să spui și mie? Că de aici. De aici. Aici ai muniție, dar nu contează. Poți tu să te duci înaintea mea. Poți tu să te duci înaintea mea. Succes. Sper că o să ne întâlnim. Deci hai să vedem ce pot eu să iau de aici. Deci am găsit un spaz, un cuțit și nu știu ce armă asta. Ce armă asta, așa că scrie pe ea. Unde scrie AN. Cine ești tu? E un din ăsta cu sniper. Ok, deci... Hai să... Cine ești tu? Hai. Bună, Mario. Poți să mă protejezi de pe turnurile alea, că poate o să vină un steal acolo. Știi? Poți? Da. Ok. Mersi, mulțumim. Acolo, sper că o să mă ajute. Să mă ajute, Mario. Aici, cred că nu mă vede. Hai că s-a dus de multe, nu mă vede. Hai că nu mă vede.
Smurc m-a pus. Smurcătul. Am o bullet. Cred că mai e cineva pe aici. Gata. Cred că o să fie super. Cum ai putut să faci așa ceva? L-ai lăsat să scape. Nici da, m-am plătit atât. Da, am putut să-l ții, mă lași în pace. Da, aveți armură și toate ăștia. Aveți arme bune. Cum le n-ați reușit? Bă, ce să vă vezi? Lasă-l. Ah. Las, așa. Vreau să mă vorbă cu el, dacă știi cum zic. Poți să ieși, va fi... Va fi sângeros. Deci... întrebarea mea este, de ce m-ai tratat? E o poveste lungă. N-am timp pentru povești lungi, spune povestea scurtă. Păi, eram ori eu, ori tu, într-un fel. A, deci tu spui că unul dintre noi ar trebui să plece. Da. Deci, din ce ai alege dintre mine sau tine în momentul de față? Păi, eu nu pot să fac nimica. Ultimele tale cuvinte, atâta? Mai ceva de făcut stai. Și trebuie eu să ți-l fac? Ultimele cuvinte? Da. Doar nu o să mă omor, nu? Tu ce crezi dacă ți-am spus ultimele cuvinte? Și am un shotgun în fața ta. Băieți! Da? N-am. Nu cred că este cazul să îl omori. Păi asta am spus. Când îl capturăm, îl omor. Zis așa? Păi... Am vorbit adică... primarul și mi-a dat voie. Nu mă mai bag. Ok. Deci, mai zic o dată ultimele tale cuvinte? N-am. Mai? Ok. La revedere, Adi. Jobul e gata. Gata? Da, gata. Nu. No.